Bun găsit, dragi prieteni, la un nou episod din lungul și interesantul serial început și continuat alături de domnul Jean Maurer. Vă mulțumesc din nou pentru prezența dumneavoastră. Mersi și eu. Suntem în anul 90, moment în care ați decis, după Revoluție, să vă întoarceți acasă, să vă reîntâlniți familia, tatăl, mama, fiicele, rămase aici, nu? Erau... Da. Da, soția de atunci? Nu, între timp în 90 și au venit copii. Au apucat să vină copiii. Să-mi vină copiii. Aveam două fete din prima căsnicie, Monica și Elena, astăzi 49 și 47 de ani, și fiul meu, Jean Emanuel, din a doua căsnicie, astăzi 37 de ani. Veniseră toți copiii, aveam copii în Germania. După momentul în care mama dumneavoastră a venit și a încercat să vă aducă acasă? Da, după momentul în care, deci înainte de 80, adică în anul 90, când maica mea, în jur de, mă rog, august, iulie-august, a venit în Germania să mă convingă să mă întorc înapoi în România, datorită eventualelor repercusiuni pe care le-ar fi avut taică-miu și maică-mea și eventual și copiii, pentru că încă nu avusese loc Revoluția. Asta a fost, deci în 89, vorbesc august-iulie. Și, mă rog, i-am spus de unde ai venit cu această idee, mi-a spus, m-a trimis Ceaușescu. Da, mi-ați povestit. Ok. În 90, după ce am reușit să-mi aduc copiii, toți copiii și soția, am făcut o vizită în România. Nu-l văzusem pe taică-miu decât, mă rog, de 2 ani, de când fugisem din ianuarie 89, și l-am găsit, cum să spun, luptându-se cu bătrânețea. Fericit că se terminase? Mulțumit, da, mulțumit că lucrurile se modifică și se schimbă în România, că totuși ceea ce era și de așteptat, pentru că după ce Gorbaciov a lansat tot programul ăla de perestroica și de glasnost și practica a bulversat tot sistemul estic, vorbesc din amintirile și din ce îmi spunea taică-mea. Era clar că tot blocul estic se va destructura. Îl acuza într-un fel pe Gorbaciov, pentru că e ușor să distrugi, indiferent de motive, dar este complicat să pui ceva în loc care să construiască ceva mai bun. Ori, mă rog, conform părerii lui taică-miu și părerii mele ulterior, s-a văzut că n-a pus nimic în loc. Adică doar a făcut o revoluție, s-a dărâmat URSS-ul, ok, e problema lor, s-a dărâmat tot blocul estic, asta e problema noastră, deja România, nu? Și fiecare a făcut din statele respective, a făcut și a crezut că trebuie să facă mai bine. Dar cum a fost revederea cu tatăl dumneavoastră până la discuția politică, umană, așa, cum a fost? Uman a spus, bine, fiule, că te-ai întors. Zic, m-am întors temporar, pentru că eu îmi depusesem deja și luasem la vremea respectivă, nu-mi luasem, creșesc, în 91 mi-am luat cetățenia germană, v-am povestit, cu un anumit trafic de influență făcut de Bertolt Beitz, de la firma Krupp. Bine că te-ai întors, i-am spus, mă întorc temporar, pentru că drumul meu l-am luat deja, am făcut o decizie, e o decizie serioasă, e o decizie grea, sunt angajat în Germania, câștig un ban corect, mă pot întreține familia, de unde să știu eu la vremea respectivă că peste un an și ceva urma să bat șomajul în Germania și să mă confrunt cu o criză majoră. Da, până la acest moment, până la această filă personală din povestea anilor 90, nu v-ați bătut niciodată gândul să rămâneți în țară? Până la urmă se năștea un nou sistem politic în care cu toții puteați să o luați de la capăt, tatăl dumneavoastră avea o imagine de dizident care vă putea servi dumneavoastră pe mai departe, unchiul Ionel, gard în gard cu dumneavoastră, vorba aceea, putea să reprezinte o rampă de lansare pentru dumneavoastră ca un politic, poate? Nu v-ați gândit și din perspectiva asta? M-am gândit, sigur că mi-am făcut gânduri, dar am văzut ce mascaradă a fost Revoluția. Pentru că Revoluția aia a fost practic o lovitură de stat în care au colaborat securitatea, serviciile externe, alea care au fost.
Și practic eșalonul 2 a venit, sau eșalonul 2-3, împreună cu Iliescu și cu, mă rog, Petre Roman și cine au mai fost, Voican, Gelu Voican, Voiculescu, în sfârșit, tot felul de personaje relativ dubioase, în afară de Iliescu, față de care aveam o anumită stimă, pentru că am participat la niște discuții cu taică-mi, unde într-adevăr am fost plăcut impresionat de faptul că citea și se documenta și era un domn, cum să spun, cu convingeri serioase. De altfel m-am și întâlnit cu el, fiind vecini, chiar în poarta caselor, mi-a spus: ce faci, Jean, te-ai întors din Germania? Zic, da, m-am întors din Germania temporar, că eu tot așa spuneam, temporar. Drumul meu este stabil, de ce nu vii în România, de ce nu vii să lucrezi cu noi, de ce nu vii să... sau cu mine, da, de ce nu... Și am spus, domnule președinte, sunt, mă rog, așa îi spuneam, președinte, eu mi-am făcut un drum, am făcut o alegere, nu pot să-ți opui din stânga în dreapta, profund însă, fără să spun lucrul ăsta public sau, mă rog, practic nimănui, eu eram convins că este o mare cacearma toată această revoluție. De atunci n-am înțeles, de când se propaga la televizor ideea cu 60.000 de morți, care nu au fost 60.000 de morți, au fost 1.000 de morți și unul, dacă era rău, au fost 1.000, care s-au împușcat efectiv după o anumită regie, deci eu nu am înțeles de ce a trebuit Revoluția Românească să fie o revoluție sângeroasă. Că n-am înțeles de ce a trebuit să fie executat Ceaușescu cu un proces absolut, absolut ridicol și penibil chiar de Crăciun, de 25 decembrie. Iarăși o chestie care, dacă este o luăm așa cumva religios, plătim niște păcate. Da. Acum, eu nu sunt religios, am o credință, asta este clar, dar oamenii trebuie să gândească de două ori pe ce postament și pe ce pietre au construit noua democrație. Dar cât privește momentele de revoluție, cum le-a trăit familia dumneavoastră rămasă aici în țară, ce v-a spus? Copiii au fost, practic, au stat în casă, n-au ieșit nicăieri. Taică-miu s-a uitat la televizor și, mă rog, îi vedea pe cei de la televizor cu Iliescu, cu Petre Roman, cu Dan Iosif, cu... I s-a părut o regie? Parțial, da. Uh-huh. Parțial, da, dar văzând totuși că oamenii au ieșit în stradă, da, spus, dom'le, oamenii susțin o anumită schimbare, care, indiferent că schimbarea asta a fost regizată sau neregizată, oamenii au ieșit în stradă. Asta este realitatea. Da, era indubitabil până la urmă. Străzile erau inundate de oameni. Era indubitabil. Da. Oamenii au vrut să schimbe regimul, au vrut să schimbe ceea ce exista la vremea respectivă. Bun, după aia, ani de zile, s-au trezit și au văzut ce au schimbat, în ce au schimbat și ce a ieșit. Asta o știm. De altfel, în interviurile pe care taică mi l-a dat câțiva ani mai încolo, doamnei profesor Lavinia Betea, a și explicat destul de amplu cum a privit el această revoluție. S-a cam lămurit că a fost o revoluție dirijată și cu multă butaforie, cu focuri, cu zgomote, cu sunete și, mă rog, sone lumier, cum zic, da, la spectacole a la Sergiu Nicolaescu, care a avut și el un rol în această revoluție, probabil. Da? Mai mult. Era convins de asta toată lumea asta? Da, taică mi-era. Că a fost regizorul Revoluției? Că a fost, într-un fel, regizorul Revoluției sau a participat. V-a spus asta textual? Da, mi-a spus textual. Da, probabil că, cum să spun, cu anumite dezamăgire, pentru că taică mi l-a cunoscut bine pe Sergiu Nicolaescu. Nicolaescu, periindu-l pe taică mi-o, sau, mă rog, fiind foarte, foarte amabil, taică mi-o vedea filme cu cowboy la Sahia, la studioul Sahia. Nicolaescu era tot timpul acolo și el vroia să primească finanțare pentru Daci. Da, Până la urmă a și primit-o, a și făcut Daci. Indubitabil, Sergiu Nicolaescu a fost un mare regizor. A făcut filme excepționale, extraordinare. Deci investiția pe care a făcut-o taică-miu atunci sprijinindu-l nu a fost o investiție greșită. Dar a spus-o cu anumită dezamăgire, vă zice, și ăsta s-a băgat și precis. Dar până la urmă ce-l deranja pe tatăl dumneavoastră? Că comunismul luase sfârșit în România? Că până la urmă faptul că Ceaușescu nu mai era, simțea și el nevoia asta în sinea sa, nu? Adică el... era un soi de revoltă permanentă care spuneți că s-a...
A mocnit acolo din, din 74 până în 89. Deci, până la urmă, regretul care era? Că nu înțeleg. Regretul era că toată treaba asta e o minciună. Și că nu este o chestie, e o chestie reală. Chit că fitează sau, mă rog, se potrivește, mixează cu o dorință, cu o dorință populară. Comunismul, într-adevăr, era caduc, era, nu mai avea nicio valoare în felul în care o făcea Ceaușescu după 85 încoace. Și din punctul ăsta de vedere, ok, s-a terminat comunismul, nu era niciun regret. Toată problema era frica de ce va veni. Și ce a venit a fost un drum în care, tocmai tot ne-am spus, depinde cum gândesc ăștia democrația, ce pun în locul comunismului, în locul socialismului, în locul centralismului, cum vor administra, pentru că până la urmă este o problemă de administrare. Deci că e un partid socialist, liberal, PNCCD-ist, da, țărănist și așa mai departe, este mai puțin important. A fost căutat de regimul Iliescu de, la început? De câteva ori s-a întâlnit cu Iliescu, a avut discuții scurte, da, însă toată lumea a crezut și a fost, a crezut sau a fost convinsă că dacă se afișează cu Ion Gheorghe Maurer, se afișează cu trecutul. În momentul în care a venit Revoluția, toți revoluționarii de vârf, al de Petre Roman, al de, mă rog, nu-i mai enumăr, toți cei care au fost acolo la televizor și erau mari revoluționari și trag securiștii, trag trupele de comando, de care aleu Ceaușescu, fidele și... Dacă era o trupă, dacă era un pluton de antiteror, da, liniștea toată Revoluția exact în jumătate de oră. Dar nu a fost să fie treaba asta. Și întâlnirile acestea în ce au constat? În discuții, cum vă merge, cum vă simțiți. Atât? Da, n-au fost discuții de proiecte, de proiect național, de... Adică n-a apelat la expertiza diplomatică? Absolut, nici... absolut la nicio expertiză. Taică-miu oricum a și spus că el nu mai intră în politică, el se consideră prea bătrân. În anii 90, nu, 90 și taică mi avea 90 de ani. Da, nu era neapărat, da, de experiența unui om pot să, na, beneficiez la orice vârstă, nu era neapărat de politică sigur, activă. Sigur, putea să sfătuiască anumite, pe anumite direcții, pe anumite dezvoltări, nu, dar nu i-a fost cerut sprijinul. Dumneavoastră, în scurt, cât de scurt a fost vizita, prima vizită, cea din 90? Am stat o lună și ceva în timpul ăsta ați luat legătura cu vechiul noastră cerc de prieteni? Ați încercat să recuperați relația de prietenie cu Nicu? Sigur, am și stat... Explicați-ne, povestiți-ne. Nicu a fost în perioada aia, mă rog, fusese în pușcărie. Da. Zoe a fost în pușcărie. Deci n-am... De-abia câțiva ani mai încolo m-am întâlnit cu Nicu. Deci n-ați încercat să... Imediat, nu, în 90 nu. De-abia an după aia i-am și propus la un moment dat să vină în Germania. Când se întâmpla asta? 93, 94. Cu un an înainte de a pleca la Viena, când a fost, mă rog, trimis și ajutat de prietenii lui. Era bolnav, avea polipi esofagieni, de care a și murit, se pare, cu toate că, din punctul meu de vedere, moartea lui Nicușor Ceaușescu într-un din cele mai mari spitale europene din Viena, AKH-ul ăla, sau AHK-ul, fiind internat acolo, să moară de o emoragie de sânge, indiferent, gastrică, esofagian, așa mai departe, că a presnit un polip, pentru mine este o aberație totală. Pentru că orice emoragie de tipul ăsta putea fi tratată, putea fi pus pe masa de operație. Era deci noastră puneți sub semnul întrebării... Îmi pun un mare semn de întrebare de felul cauza decesului. Asupra decesului lui Nicușor Ceaușescu. Asta dacă urmăriți și firul evenimentelor care l-au marcat, care l-a marcat în traseul ăsta, exact. România Democrată. Exact. Dar spuneți-ne, prima dată, prima reîntâlnire, cum a fost? Ce faci, Jean? Ce faci, Nicu? Simplu, eram prieteni. Păi erați prieteni, dar nu v-ați mai văzut de 85, de când a plecat la Sibiu. Deci aproape 10 ani. Da, aproape 10 ani. 85, nu l-am mai văzut.
Nu ne-am făcut mari destăinuiri, ne-am bucurat că... Unde v-ați văzut? Ne-am văzut la un restaurant, cred că la Doina sau undeva, undeva până centru. Am stat de vorbă, am mâncat ceva, era foarte abătut, foarte, foarte pesimist și am propus direct, spus, vino în Germania. Ați vrut să-l luați la noastră? Da. Vino în Germania, pentru că în Germania mai am niște relații, l-aveam pe Bertolt Beitz, unde cu care cu siguranță aș fi putut să vorbesc și ar fi putut să aranjeze anumite lucruri. I-am spus, vino în Germania, măcar temporar, sau eu știu, faci o vizită, stai la mine. Și vedem ce putem să aranjăm, oricum vei fi, dacă se pune problema ca viața ta să fie în pericol, bănuiam că poate să fie în pericol, pentru că erau prea mulți securiști care intraseră în democrație. Dacă viața ta este în pericol, poate există o... Pentru că pericolul e mai mult pe capul tău decât pe capul lui Valentin sau pe capul lui Zoe. Dacă există un pericol, cu certitudine, acolo ai o protecție sau poți beneficia de o protecție și se pot găsi și soluții pentru existența ta acolo. Mi-a spus, zice, în niciun caz. Eu dacă trăiesc în România și mor în România. Bine, el avea, oricum, era pesimist. Avea patosul ăsta al lui taicăsu? Nu al morții. El spunea, eu o să mor de tânăr. Da? Da. Și am spus, eu ce să mor de tânăr, ești încă sănătos, ești încă bine, că ai o problemă cu ficatul, nu e nicio tragedie, dacă ai probleme mai mari, te tratează nemții. A fost imposibil să-l conving să-l aduc în Germania, măcar și pentru o viză. A spus, zice, nu mă interesează, nu mă căciulesc la nimeni, nu rog pe nimeni absolut nimic, nu am nevoie de nimic. Asta se întâmpla în 93, spuneți. Da. Zic, ok, dacă așa decizi, asta e decizia ta. Îmi pare rău, pentru că după aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Viena și am fost convins, ferm convins, sigur că alți prieteni de-ai mei, care l-au cunoscut pe Nicu bine și au fost prieteni cu ei, mă rog, nu știu, Adrian Lustic, dau un exemplu care, mă rog, e un băiat cunoscut, a fost în cercul nostru, Serghei, sau alții au altă părere sau puțin diferită, eu sunt convins că moartea lui Nicu Ceaușescu nu a fost o moarte corectă. Nu a fost firească într-un din cele mai mari spitale. Dar cine avea interesul acum, sincer, că să-l... Adică ce pericol mai reprezenta Nicu Șor Ceaușescu pentru regimul Iliescu, de pildă? Nu știu. Au umblat o serie întreagă de bârfe pe care nu le pot atesta, cu bani, cu linguri de aur, cu secrete ale familiei Ceaușescu, cu cine le-a luat, cine... Eu în Germania, vă dau un exemplu concret. Eu în Germania am fost abordat la un moment dat de niște revoluționari așa mai interlopi, care mi-au spus, zice, domnule, avem o tonă de aur în lingouri într-o bancă din Elveția. Și zice... O tonă? Da, o tonă. Nu știu dacă era o tonă sau nu era o tonă, eu știu, atâta știu că am fost abordat de ăștia. Da. Personaje destul de, nu vreau să dau nume, personaje destul de, cum să spun, destul de vizibile, dar... Cunoscuți interlop români? Român. Da, sigur. Și la data respectivă și acum cu nume de rezonanță? Cu anumite rezonanțe? Da, cu anumite rezonanțe. Auzi, interesant. Și dacă tu ai relații la firma Krupp și poți eventual până firma Krupp cu guvernul german ca să vedem să vindem aceste lingouri. Și bineînțeles că au spus că asta este o tâmpenie, nu mă interesează, în chestiile astea nu mă bag. Domnule, e o chestie serioasă, domnule, putem să-ți aducem un lingou, să-l vezi, să e marcat de banca română, de banca nu știu ce. Păi și nu ai întrebat de unde aveți voi o tonă de... Și zic, da, de unde aveți, exact asta am și 1000 de lingouri, dacă un lingou avea. Da, de unde aveți, mă, 1000 de lingouri și de asta? Păi nu, că e o problemă, e o istorie complicată și nu putem să o atestăm decât în fața autorităților. Deci o nebunie. O nebunie. Și atunci am spus... Și spuneți că și Nicușor Ceaușescu era învăluit în astfel de povești? Se poate întâmpla. Banii lui Ceaușescu... Banii lui Ceaușescu, toate... Dacă era așa, domnule Maurer, au existat banii lui Ceaușescu? După părerea mea, nu au existat. Pentru că, din ce știu, este că fratele lui Ceaușescu, care era la Viena... Da, care... S-a și sinucis? A fost sinucis. Dumneavoastră ce credeți? Că a fost sinucis. A. Asta e părerea mea. N-am dovezi,
Nu pot să afirm, nu pot să documentez. Dar de ce susțineți teoria asta? Susțin teoria asta pentru că erau până Viena, Viena era placă turnantă a tuturor serviciilor secrete și românești, și brusești, și Mossad, și CIA. Era un nod, da. Era acolo, acolo era placă turnantă la, la treaba asta. Și sigur că reprezentanța comercială din Viena, pe care o conducea fratele Ceaușescu, nu era străină de toate, de toate învârtările și toate, toate lucrurile care se întâmplau acolo. Banii știu că au fost tot ce putea fi transferat sau, sau managuit de către Ceaușescu, au fost trimiși în România imediat după Revoluție. Deci banii ăștia au intrat înapoi. Sigur că era Dunărea, erau alte întreprinderi, companiile de comerț exterior. Companii de comerț exterior care erau sub strictă supraveghere a securității și care aveau diferite fonduri, unele erau vizibile și altele nu erau vizibile pentru diferite operațiuni care se făceau sub acoperire. Nu erau bani vizibili, erau bani invizibili, erau depuși în anumite conturi cu coduri, cu așa mai departe. Deci nu. Și toți banii ăștia știu că au fost, asta știu, din afirmațiile unor oameni care au lucrat în sistem, așa. Deci în sistemul securist, în sistemul de securitate, mă rog, de contrainformații, spionaj și așa mai departe, au fost trimiși și predați autorităților democratice. Deci nu că n-au existat, nu că n-a existat valuta lui Ceaușescu, că asta e cumva un termen relativ, în sensul că lumea crede, băi, averea lui Ceaușescu pe numele lui și imaginează că punea el la șosetă. Nu. Leana punea la șosetă, într-adevăr, că zice și la Vinea Betea, când au dat să fugă cu, în seara în care s-au baricadat în CC, a trimis să-i aducă carnetul de cecuri, nu știu, e o poveste avea, în care acolo. Sigur deci că avea instinctul bani. Ăsta. Dar, da, avea niște bani, dar să nu vă imaginați. Capului familiei să strângă bani, să dea copiilor, în fine. Dar să nu vă imaginați că erau milioane de dolari. Dar întorcându-ne la în niciun caz. Erau banii din comerțul exterior care, mă rog, ăia denumiți generic așa, milioanele sau miliardele lui Ceaușescu. Milioane. În asta spuneți că au fost repatriate în clipele acelea. Banii care rămăseseră, să zicem așa, fără stăpân, au fost repatriați imediat. Bun, eu am dubiile mele că nu s-au mai scurs. A, sigur că s-au mai scurs, dar nu s-au scurs din conturile străine direct în buzunarele lui, eu știu... Nu. Și s-au scurs din conturile românești. A, da, deci dumneavoastră spuneți că cu siguranță au ajuns înapoi în țară. Păi tot Bancorexul și toți banii care au fost acolo și după aia desfințarea băncii și falimentul ei au fost sifonați în România. Cu oameni și cu complicități făcute în România. Dar spuneați că aveți cunoștințe despre acești bani de la oameni direct implicați în afacerea asta. Ce vă spuneau? Cum a fost organizată toată operațiunea asta de aducere a banilor? Adică asta, detalii nu știu. Știu că doar au fost trimiși, au fost transferați. S-a ocupat cineva în nume? S-a ocupat BNR-ul? S-a ocupat securitatea? Nu știu asta. Probabil SIE. Cu certitudine s-a ocupat, asta este o părere a mea personală, cu certitudine s-a ocupat securitatea și lucrători din securitate cu grad înalt. Am înțeles. Pentru că banii ăștia trebuiau să ajungă niște conturi, trebuiau să fie vizibili pentru anumite persoane, să se poată lua decizie. Păi și milionarii imediat născuți din tranziția asta mânjită cu sânge și cu viață pierdută își găsesc cumva explicația, originea averilor în banii ăia? Dumneavoastră i-ați conexa? I-aș conecta. Da? Cu certitudine, da. Nu am probe, nu am făcut investigații, nu am nume, nu am dovezi, dar cu certitudine, știind cum se opera și cum erau, care era tipicul operațiunilor care se făceau și pe timpul lui Ceaușescu și, dar numai că atunci nu erau sustrași banii, adică acolo erau controlați și nu pleca niciun dolar. Păcând după Revoluție a fost no man's land. Cum vedea Nicu toată afacerea capitalistă derulându-se? Ăia primii ani. O bagatelă. Adică aveați discuții politice în continuare? Scurt, absolut scurt. Era scârbit? Era scârbit, total scârbit, total deziluzionat. Deci nici n-avea cuvinte să se exprime. Din ce trăia? Trăia din ajutorul prietenilor. N-avea pensie, n-avea servici, n-avea absolut nimic, îl ajutau prietenii.
Și au fost prieteni buni care l-au ajutat și care l-au sprijinit printre fotbaliști, printre... Devenise o povară numele Ceaușescu pentru Iul Băunescu, adică ca și pentru toată familia. Da, sigur, numele lui era o povară. Pe Zoia cum ați regăsit-o? Cum să spun, foarte tare și foarte, foarte lovită, pe ea a marcat-o înfiorător anul ăla și ceva de detenție. Efectiv a prăbușit-o psihic, mai ales că n-avea nicio vină, absolut nicio vină, n-a făcut politică în viața ei, pur și simplu pentru că era fata lui Ceaușescu. O prostie, o nebunie, adică o astfel de nedreptate efectiv te poate dărâma, zrâncina. Dar... Era căzută psihic când ați văzut-o? Poftiți? Era căzută psihic când ați văzut-o? În ce context? Vă mai aduceți aminte? Nu. Odată ne-am întâlnit întâmplător. Nu. Da? Da, nimic special. Eu de altfel și regret faptul că după Revoluție, fiind bun prieten cu Valentin Ceaușescu și având o mare stimă față de el, eu am rărit relația. Nici nu pot să-mi explic acum de ce și îmi pare rău. Regret fantastic lucrul ăsta. Pentru că probabil că faptul că am trăit în Germania mult sau trebuia să stau în Germania mult timp, veneam în România, ne-am întâlnit odată întâmplător în Pădorobanți, ce faci Jano, ca așa îmi spunea Jano, ce faci Vali, Vale, de fapt îi spuneam, am făcut și armata împreună, adică cum să spun, era un om cald, un om senzațional, un tip pe care l-am respectat. Dar și... de ce a ales tăcerea asta? Mie mi se pare normal. Da? Da. Mi se pare normal. După, păi ce, nu, uite, după ce îți vezi părinții împușcați după un proces de toată... Ce încercam să vă spun e, pentru că eu am făcut serialul ăsta și o să continui să mai vorbesc cu oameni care sunt dispuși să își spună povestea, fără să stau ca un cu lampa în ochi, să-i întreb diverse, să-i judec. Nu asta e menirea acestor dialoguri. Și toți spuneau... Păi vorbim pentru că, uite, cel puțin cei din familia Ceaușescu spunea poate că s-au zis lucruri nedrepte despre noi, poate că numele ăsta e încărcat cu atâta negativ încât merită spus și, uite, poate trebuie să arătăm lumii că n-am fost toți niște imbecili, niște... Și mă gândesc că el, în efortul ăsta, nu neapărat de a reabilita un nume, că e aproape imposibil, dar în efortul ăsta de a schimba un pic optica lucrurilor, ar fi putut să contribuie, ar fi putut să... Da, dar știți că există o latură emoțională foarte puternică. Siguranță. În momentul în care stai la televizor și privești cum îți împușcă părinții niște nenorociți, nu vă supărați, da? În numele unei revoluții care a fost o lovitură de stat și nerespectând absolut nicio procedură internațională sau națională sau de orice fel, cu o lipsă de umanitate, până la urmă de umanitate, nu? De Crăciun, ți pune la zid și ți împușcă în cap, nu vă supărați, nici eu n-aș mai sta de vorbă cu nimeni. Am înțeles. Este o latură, este o problemă, pentru că, indiferent că el nu s-a înțeles foarte bine cu taică-su, iar cu maică-sa mai, cel mai puțin. Nicușor a avut tot așa mari nu conflicte, dar divergențe de păreri, de opinie, de ceea ce se întâmpla în România. Încerca să-i spune lui maică-sa, lui taică-su, uite, domne, stai că așa că România nu e chiar aia care o prezintă ăștia din lingăi, ăștia care stau pe lângă tine. Mă rog, a fost blocat. Bun, deci ei nu erau într-o armonie politică, copiii cu părinții Ceaușescu. Clar nu aveau același crest asta politic. Asta era clar. Dar totuși sunt părinții tăi și ca să-ți împuște niște golani, nu, care s-au și dovedit a fi golani, nu vă supărați, nici eu n-aș... Mai țineți legătura, mai păstrați legătura? Nu, n-am mai păstrat-o, nu. Când ați vorbit ultima dată? Acum vreo, nu știu, 10 ani, 15 ani poate. Aș fi vrut să-l văd, să-l revăd. Probabil că în urma acestei emisiuni, când mi-am reconsiderat și tinerețea și m-am povestit aproape tot din ce am trăit și am retrăit, într-un fel, povestind despre vremurile alea, am retrăit lucrurile, probabil că am să-l caut pe Valentin și am să vorbesc cu el, am să reînod firul prieteniei. Pe Nicușor, când l-ați văzut ultima dată? Dacă se poate. Când ați avut ultima întâlnire? Atât, aia a fost o singură... Aia a fost o singură dată? A fost o singură dată, nu l-am mai văzut, după care eu am plecat. Nici la telefon? N-ați mai vorbit? Nu, n-am mai vorbit, nu.
Eu am plecat în Germania, mă rog, după aia el s-a îmbolnăvit, am auzit că l-au internat, în vremea respectivă, cred că mi-a spus chiar Serghei Mizil, și după aia am auzit că a murit. Până m-am aflat un an de zile mai târziu niște detalii, că a murit de emoragie în spital, și am spus, zic, ce-i tâmpenie asta? Cum adică a murit de emoragie în spital? Că doar nu i-a explodat stomacul, a explodat un polip. Și dacă a explodat un polip, îl desfăcea, îl cauteriza, se termina povestea, putea să moară după, de, mă rog, sechele sau... De, dar toată treaba mi s-a părut absolut cusută cu ața albă.